Mulțumesc, Marian Boicu, și pentru că ai pomenit de umor, pentru că țin să încheiem cu citatul plin de umor al lui Amos Oz. N-am întâlnit niciodată fanatici care să aibă simțul umorului. N-am văzut niciodată un om care e în stare să glumească pe socoteala propriei persoane și care să devină fanatic. Într-adevăr, ironia, sarcasmul, malițiozitatea pot fi întâlnite la unii dintre fanatici, dar nu simțul umorului și, desigur, niciodată autoironia. Umorul aduce cu el o anumită întorsătură a minții care ți îngăduie să vezi, cel puțin pentru o clipă, lucruri străvechi într-o lumină absolut nouă sau să te vezi pe tine însuți, cel puțin pentru o clipă, așa cum te văd alții. Întorsătura asta ne invită să scoatem afară aerul încins care umflă orice importanță excesivă, inclusiv propria importanță. Și mai e ceva, umorul presupune în general o anumită măsură de relativitate, de coborâre din înălțimile sublimului și uneori această coborâre se realizează tocmai printr-o preamărire exagerată. Chiar dacă ești într-adevăr minunat, ai absolută dreptate, ești neprihănit ca neaua, tot merită uneori să răsară, și nu numai pentru o clipă, un drăgușor, un diavol mititel și glumeț, care să vină să tragă cu ochiul, să râdă puțin de dreptatea ta absolută, de puritatea ta minunată, de cele sfinte și de cei mai presus de orice îndoială, să-ți șifoneze un pic importanța și corectitudinea care dau la tine peste margini. Dacă am găsit o cale să comprimăm simțul umorului și mai ales autoironia în pilule sau cașete și să răspândim pastilele astea pretutinde ca să imunizăm populații întregi împotriva epidemiei de fanatism, noi așa poate am bine meritat să primim pentru asta premiul Nobel pentru medicină. 3 eseuri în stilul inimitabil al lui Amos Oz, un specialist în fanatismul comparat, pentru că, vreme de zeci de ani, a reușit să-și păstreze luciditatea, umorul, autoironia, în pofida nebuniei lumii în care trăiește. Vă mulțumim!